Accident cumplit la Pluiești în noaptea de duminică spre luni. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Doi tineri au murit carbonizați după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit de un stâlp și a luat foc. În urma impactului, șoferul în vârstă de 18 ani și unul dintre cei doi pasageri în vârstă de 19 ani au rămas blocați în mașină și nu au avut nicio șansă să scape de flăcări. Celălalt pasager, tot de 18 ani, a fost proiectat în afara mașinii. El a supraviețuit, dar a suferit multiple traumatisme. La locul accidentului au intervenit echip echipaje de poliție, dar și pompierii, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță smurt și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. Tânărul rănit a fost transportat la spital. Polițiștii cercetează cazul pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.